Bine ați venit! Vă rog în primul rând să vă prezentați și să ne spuneți ce premiu ați câștigat în această seară. Numele meu este Alexandru Suciu și sunt de la Agenția Cluj. La această seară am câștigat marele premiu al agențiilor. Așadar, marele premiu, sucursala anului. Vă rog să-mi spuneți care este secretul. Cum ați reușit să câștigați acest premiu? Probabil că mulți ar dori să afle rețeta dumneavoastră. Rețeta este simplă, muncă, muncă, muncă. Și mult entuziasm, evident. Ne face o mare plăcere să facem această muncă în domeniul asigurărilor de viață. Am înțeles că de 13 ani profesați în acest, în acest domeniu. Cum ați reușit să vă păstrați entuziasmul peste ani? Este o meserie la, la care entuziasmul crește cu cât uh, descoperi mai mult. Uh, tainele, să spunem așa în ghilimele, evident, tainele acestei meserii și sper să, dacă mergem pe același trend, undeva mă văd și la 70 de ani tot în domeniul asigurărilor de viață. Merg asigurările de viață în județul dumneavoastră, în principal aș dori să știu, cum ați simțit anul 2012? Anul 2012, la început, să spunem că a fost un pic mai greu, datorită, mă rog, și a situației economice, dar ne am revenit foarte bine, am dezvoltat foarte mult forța de vânzare a agenției, atât retail cât și pe zona corporate și bank assurance. Și iată că avem o rezultate foarte bune, se pare că strategia noastră de a munci intensiv a dat rezultate, rezultatele foarte bune. Sunt factori din economia locală ce influențează mersul pieței de asigurări? Să spunem că a ajutat și ajută în continuare foarte mult dezvoltarea foarte puternică a domeniului IT și nu numai IT, dar aici practic am câștigat o serie întreagă de clienți pe această parte și evident colaborarea extraordinară pe care o avem cu colegii noștri din bancă, care iarăși ne-au susținut puternic și evident numele, brandul BCR, care ajută foarte, foarte mult. Dar la 2013 ce așteptări aveți și aș vrea să mai știu pe ce mizați în acest an. Mizați mai mult pe, pe, pe canalul Bencășună sau pe alt tip de vânzări? Păi, în uh, anul 2013 uh, eu simt ca un an foarte, că deja a început ca un an foarte bun. Piața văd că primește foarte mult oferta noastră pe partea de asigurări de sănătate, asigurări voluntare de sănătate, atât pe partea de retail, cât și pe partea de corporate, iar cu colegii noștri din bancă avem aceeași relație extraordinară și evident avem așteptările să ajungem cel puțin la acest nivel, dar avem deja un plan de creștere foarte ambițios. Putem spune că 2013 va fi un an în care asigurările de sănătate vor fi vedeta. Eu cred că da. În mod cert, asigurările de sănătate vor fi vedeta în 2013.